O emisiune realizată de A7 TV în coproducție cu asociația Maurer for You. E cu cântec. Așa ușor, ușor m-am depărtat de Dumnezeu fără să realizez. Și mulțumesc Domnului că mi-a lăsat vocea, deși am fost atât de departe de El. Bună seara și bine ați venit la emisiunea Cu Cântec. Sunt Ramona Drăvășan, gazda acestei emisiuni despre muzică. În această seară sunt bucuroasă că alături de mine este o veche prietenă pe care n-am văzut-o de 18 ani și pe care n-am mai auzit-o de mult de când eram în liceu, și eu și ea. Așa că după mulți ani îi vor reasculta vocea și probabil și voi o veți reasculta dacă ați urmărit-o în trecut. Se numește Romina Stănculea și mă bucur să-i spun bun venit. Bine v-am găsit! Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Romina, a trecut prea mult de cât nu te-am văzut. Și ai fost și plecată într-adevăr în altă țară. Și au fost și o perioadă în care nu ai mai activat în acest domeniu al muzicii creștine. Vom povesti mai în detaliu în emisiune, dar mă bucur să te revăd și să îți ascult vocea. De-abia aștept să te ascult cântând. Mulțumesc frumos! Hai să începem cu începutul vieții tale și cu ceea ce a însemnat inițierea ta în muzică. Când s-a întâmplat acest lucru? Încă din copilărie am început să cânt. Ulterior, în clasa a treia, am luat lecții de pian cu un domn profesor care a venit la noi în localitate. După aceea am fost și la școala populară de arte, un pic de canto în liceu, că am fost la liceul teologic din Craiova. Și cam asta e pregătirea. Restul, repetiția și plăcerea mea de a cânta. Dar în copilărie ai cântat foarte mult, din ce știu. Întotdeauna ca și ținta a fost să cânt pentru Dumnezeu și să-L slăvesc doar pe El. Ai și niște CD-uri pe care le-ai realizat când erai mică, niște casete. În copilărie, cum era atunci, aveam două casete, două volume, unul singură și unul împreună cu sora Dacă mea. Dacă nu le poți arăta. Și două albume. Primul, Să nu ai teamă, iar cel de-al doilea, Speranța. Deci ai cântat alături și de sora ta. Da, și pe aceste CD-uri, pe casete. Mai. Pe casete. Da, când eram micuțe. Și la ce vârstă ai înregistrat? Primul album, Să nu ai teamă, am fost invitat în Spania să-l înregistrez acolo. Am fost ajutată. De fapt, Dumnezeu a lucrat așa, într-un mod așa de minunat, de fiecare dată, în toate proiectele. Atât casete cât și CD-uri s-au aranjat lucrurile astfel încât să poți înregistra fără să ai tu costuri sau familia ta să nu aibă costuri financiare. Da. Ceea ce, e o implicare mare totuși și cred că ar fi fost greu pentru ei. Da, cu siguranță. Și deci aveai 10-12 ani sau cât ai spus? Da, în jur de aniște. Pentru un copil e ceva wow să aibă un CD sau să meargă în studio, să înregistreze. Cum a fost pentru ei? Au fost experiențe de neuitat, ca de fiecare dată, foarte importante pentru mine. Da. Și repertoriul alegeai tu sau erau persoane adulte sau părinții tăi? Cine spunea ce să cânti? Nu, eu mi-alegeam tot. Da? Da. Erai foarte hotărâtă să faci. Știam exact ce mi place și mi le alegeam. Minunat. Eu te-am cunoscut pe vremea când se făceau concertele reunion la Târgu Mureș. Erau în cadrul conferințelor ASI, acolo se făceau niște concerte în ultima seară de conferință și erai în liceu, nu știu ce clasă erai. Eu eram cam a 11-12 atunci și acolo ai cântat alături de grupul nostru. Mi-a plăcut dintotdeauna vocea ta și faptul că te acompaniezi și la pian.
Este greu, dar totuși foarte fain să vezi pe cineva care poate să facă ambele lucruri. În general, nu prea are cine să mă acompanieze și atunci m-am gândit că așa, dacă le fac pe ambele în același timp, le fac eu, depinde de mine și mă pot descurca. Da, da, da. Dar pian când ai învățat? În clasa a treia. În clasa a treia. Și cât ai studiat? Un an, cred că. Într-un an ai învățat deja? Bazele. Da, apoi am făcut un pic la școala de populare de arte și ulterior repetițiile mele, ore în șir, n-am avut copilărie cu jocuri, cu mă încânta să stau să cânt și da, nu mă săturam niciodată. Deci nu te puneau părinții, hai, du-te și studiază. Nu mă obligam, mergeam de drag. Cântam de drag. Foarte fain. Da. Romina, sunt foarte curioasă să te ascult și așa, în momentul ăsta aș vrea să te invit să ne bucur cu o melodie. Sigur că da. E cu cânte. Așa ușor, ușor m-am
te-ai purtat de Dumnezeu fără să realizezi, iar la sfârșitul concertului ne-a dăruit o Biblie, ceea ce eu nu mai auzisem de ani, pentru că deja eram preocupată cu orice altceva. Da. E cu cânte. Mă bucur că te-am putut reasculta și ai vocea la fel de bună, poate chiar mai bună, pentru că în timp se mai maturizează, se mai coace și mă bucur că îl slăvești pe Dumnezeu. Da, Dumnezeu a fost îndurător și bun cu mine că mi-a lăsat vocea. Spui asta pentru că, din păcate, ai avut o perioadă în care te-ai depărtat de El. Da. Și ești recunoscătoare că nu te-a pedepsit, să zicem, luându-ți vocea. Ce s-a întâmplat și cum ai ajuns să nu mai fii lângă Dumnezeu? Începând din copilărie, am avut așa niște tendințe, atracții către modă, înfrumusețare, bijuterii, tot ce ține de partea asta. Adică, cumva, depărtarea mea de Dumnezeu nu s-a produs odată cu plecarea mea în Spania sau cu intrarea în anturajul în care am intrat în Spania. Tatăl meu, ca și mine, a ales același drum de a fi departe de Dumnezeu, deși provenea din familie creștină. Nu era botezat și nu frecventa biserica, iar pentru mine a fost un exemplu negativ în copilărie, pentru că mi se părea mai atractiv ceea ce vedeam la el decât ceea ce îmi spunea mama. Da. Hai să ne rugăm, hai să. Și ulterior, când am găsit ocazia, adică după ce am terminat liceul, m-am înscris la facultatea de jurnalism și apoi am mers la sora mea în vizită în Spania, ea locuind cu familia acolo. Atât de mult mi-a plăcut încât am rămas. Mi-a fost un pic greu la început, că nu prea, fiind așa micuță, nu prea îmi găseam de muncă, nu prea mă luau în considerare ce poți să faci tu, ce așa. Dar ulterior Dumnezeu m-a ajutat și am muncit și da. Am avut grijă de niște copilași, îi duceam la școală, la cursurile de not, stăteam cu ei până veneau părinții de la muncă. A fost ok. M-am revăzut cu prieteni din România și așa ușor, ușor m-am depărtat de Dumnezeu fără să realizez. La început totuși frecventam biserica, dar ulterior când am văzut așa că sunt atrasă mai mult de partea asta la alta, am zis nu pot să merg în paralel. Da. Cumva trebuie să mă hotărăsc. Și atunci am zis că fac o pauză să încerci. Am pun ordine în gânduri și ordinea asta în gânduri a durat 10 ani. Am stat departe de Dumnezeu. Bine că obiceiurile pe care eu le-am deprins din copilărie, acelea de a mă ruga la masă, dimineața, seara, să aibă Domnul grijă de mine și așa mai departe, nu le-am pierdut pe tot parcursul. Deși eu seara de seară mă rugam să mă ferească Dumnezeu de nenorociri, Te-ai emoționat. Mă bucur că Dumnezeu a făcut schimbarea asta în tine. Practic, niciodată nu l-ai lăsat de tot. Nu. Îl rugam să mă ferească, deși mergeam în locuri în care el oricum nu putea fi. Dar m-a ajutat și... Da, am observat și eu, pentru că suntem prietene pe Facebook de atunci din liceu, am observat că a fost perioada în care frecventai cluburi sau fashionistă, cum spui tu, că erai atrasă de modă tot timpul cu fuste scurte. Chestiile astea care probabil atât de mult îți erau în dorința ta de a le proba, încât a trebuit să o faci ca să vezi și da, că cumva, nu alea te împlinesc. Da. Cumva am vrut să experimentez libertatea, în ghilimele, din perspectiva mea așa și... Dar 10 ani în care ai experimentat această aparentă libertate, ai simțit totuși, cred, un gol și la un moment dat ți-ai dat seama că doar Dumnezeu poate să-l umple. Ce a determinat schimbarea asta și întoarcerea la Dumnezeu?
În diferite ocazii mă gândeam cum aș putea să mă îndepărtez și cum aș putea redeveni ceea ce am fost odată, dar parcă satana mă ținea acolo, legată. Ulterior l-am cunoscut pe actualul meu soț, eram în același grup de prieteni și așa, legătura care s-a înfiripat între noi ne-a determinat să putem să intrăm în acest proces al transformării împreună, ceea ce m-a ajutat și pe mine foarte mult și pe el foarte mult și împreună cu Dumnezeu, bineînțeles, am putut să o facem. Da, e mai ușor când ești în doi și poți să discuți, poți să-ți pui întrebări, poți să îți dai seama ce este bine pentru voi. Da. Din ce mi-a povestit, el a avut multe întrebări despre obiceiurile pe care tu le aveai. Da, încă din copilărie. Din copilărie, împământănite în caracterul tău. Și asta cumva te-a făcut să, explicându-i și lui de ce crezi aia sau de ce faci aia, să-ți readuci și tu aminte efectiv de ce ai crezut odată. Da, da. E foarte tare chestia asta. Ce să des părinții în copil, nu pierde de acolo niciodată. Doar mai uităm și ne luăm cu altceva, dar atât de importantă este educația pe care părinții o dau copilului când e mic. Da. Un rol foarte important în transformarea mea, cred că l-a avut rugăciune. Atât a mea, cât și a părinților mei, a comunității, a tuturor celor care mă îndrăgeau și mă mijloceau pentru mine. Apropo ce... Și pe calea asta vreau să le și mulțumesc, da, că au fost... Nu și-au pierdut încrederea că Domnul poate lucra și pot reveni. Mama ta, cred, era destul de îngrijorată de faptul că nu mai frecventezi biserica. Bineînțeles. Ce-ți spunea la telefon? Adevărul este că încerca să mă încurajeze, să totuși să merg la biserică, însă îmi căutam așa oarecum motive. Îi povesteam, spre exemplu, că am ieșit aseară cu prietenii și acolo m-am întâlnit cu diferiți tineri din biserică, pe care poate îi vedeam în diferite ipostaze nepotrivite pentru un creștin. Și atunci ziceam, cumva, dacă ei fac, eu de ce n-aș putea să fac? Cumva mă legam, mă agățam, da, de lucrul ăsta. Niște exemple negative. Da, da. Cred că s-a bucurat când a văzut că începi să îți pui întrebări din nou și să vrei să te apropii, da, de bineînțeles. Dumnezeu. Bineînțeles. Cam cât a durat perioada asta în care te-ai reconectat cu divinitatea și ai luat decizia? Cred că a fost greu să o rup de tot. Cu prietenii de atunci, cu locurile pe care le frecventai deja destul de des. Cum a fost acel moment? Da. Lucian a început să-mi pună tot felul de întrebări. Și povesteam că nu mănânc porc și așa ușor am intrat în detaliile copilăriei mele, cum trebuia eu de fapt să fiu și cum nu eram. Da? I-a plăcut, i s-a părut interesant felul meu de atunci, să zic așa, principiile după care eu am fost crescută, și punea din ce în ce mai multe întrebări. Iar eu, deși am făcut liceul teologic, am avut ca probă de BAC doctrine biblice, cumva trebuia să fiu foarte pregătită în a-i oferi răspunsurile de care el avea nevoie. Numai că satana nu îmi dădea voie, efectiv, parcă îmi ștersese totul din minte. Efectiv, nu puteam să mă adun, să pot să-i explic, să mă înțeleagă. Însă, bineînțeles că Domnul intervine când sunt situații așa. Și sora mea m-a sunat și m-a invitat la un concert la biserica din care eu face parte, Ebenezer din Madrid. Și acolo am mers împreună cu Lucian, unde l-au cunoscut și sora cumnatului, mătușa, cu toții. Iar la sfârșitul concertului ne-a dăruit o Biblie, ceea ce eu nu mai avusesem de ani, pentru că deja eram preocupată cu orice altceva. Da. Iar acum Biblia deja ne ajuta să găsim răspunsurile de care avem nevoie și pe vreme ce o deschideam, parcă efectiv mi-aduceam aminte și intram oarecum așa, în ritmul care trebuia să fie. Ce putere are cuvântul lui Dumnezeu. Da.
Și momentul în care a trebuit să-ți anunți prietenii că nu vei mai ieși cu ei, cum a fost? A fost o decizie a noastră, între mine și Lucian, de a părăsi anturajul. Ne-am gândit că schimbarea se poate face numai dacă ne îndepărtăm de acel grup. Bineînțeles că prietenii noștri veneau cu tot felul de tentații, cu tot felul de propuneri de nerefuzat, să zic așa. Dar ne-am ținut tari și am avut încredere în Dumnezeu că putem să o ducem la capăt. Ne era destul de greu, continuând acolo și toate locurile și toți prietenii și așa ne aduceau aminte și ne trăgeau oarecum tot în acea direcție. Am decis împreună să ne îndepărtăm de tot, să plecăm în România. Acum ne gândeam ce decizie să luăm, dacă să mergem în orașul din care el face parte, în Râmnicu Vâlcea, sau în zona mea, la familia mea. Numai puțin, pentru a păstra suspansul, vom afla unde v-ați localizat și unde ați revenit în țară după ce ascultăm o piesă frumoasă. E cu cânte. Sunt energică, rapidă, nerăbdătoare așa cumva. Iar în această meserie este nevoie de multă răbdare, multă migală și m-a ajutat foarte mult că m-am liniștit. Sunt gata să ne ajute întotdeauna, sunt înțelegătoare și mulțumim Domnului că suntem împreună și că este alături de noi. E cu cânte. De-a lungul de drum, ce piesă frumoasă și ce mesaj, chiar dacă nu l-ai văzut, el mereu te-a văzut și mereu a fost cu tine. Cu siguranță. Romina, povesteam despre
Schimbarea pe care ați decis să o faceți și anume și relocalizarea. V-ați gândit că mai bine pentru voi și pentru mântuirea voastră, pentru sufletele voastre, să părăsiți locul, anturajul unde erați în Spania și să veniți în țară. Soțul tău este din Vâlcea, din zona Vâlcea, iar tu din Telorman. Da. Cum a fost să decideți unde să mergeți, la ei sau la ai voștri? Adevărul este că am stat și ne-am gândit foarte, foarte mult la aspectul acesta. Ne-am gândit că Râmnicu Vâlcea, el având atâția verișori, prieteni, ne-ar fi fost destul de greu să continuăm acest proces al schimbării. Și ulterior ne-am decis să venim la familia mea, la părinții mei. Tatăl meu între timp s-a și botezat, frecventează biserica. Și, ce frumos, da. Mă bucur. Și ne-a ajutat, bineînțeles. După câți ani, apropo, tatăl tău, câți ani a avut în care l-a refuzat pe Dumnezeu? 68 de ani. 68. Wow, și după 68 de ani totuși i s-a muiat inima. Poate că l-a influențat și faptul că te-a văzut pe tine și pe soțul tău. Probabil. Revenind. Probabil. Ce frumos, ce bine că Dumnezeu poate lucra oricând. Poate fi o minune să se întâmple. Și cum a fost aici la părinții voștri, nu știu, și pentru soțul tău să se adapteze? Bănuiesc. Dar... că destul de greu pentru el, na, fiind de la oraș, eu locuind la țară, dar în același timp ne place foarte mult, ne place aerul curat, animăluțe, curte, grădină, deci tot ce ține de țară, așa, ne încântă. Ne simțim bine, a fost o schimbare foarte mare, chiar. Ne-a fost greu, într-adevăr, la început cu adaptarea, că eram obișnuiți la un alt stil de a trăi acolo și... Dar Domnul a lucrat și suntem mulțumiți și mulțumim pentru toate binecuvântările pe care le revarsă asupra noastră zi de zi, necondiționat. Da. Și cu ce vă ocupați aici la țară, trăind? Cum vă descurcați? Mulțumim Domnului, bine. În urmă cu un an jumătate am decis să mă apuc să fac ceva. M-am apucat de meseria tehnician protezist de unghii tehnice. M-a ajutat foarte mult. Este atât un hobby cât și o sursă de venit. M-a ajutat din punct de vedere al răbdării. Eu sunt energică, rapidă, nerăbdătoare, așa, da, cumva. Da, da. Iar în această meserie este nevoie de multă răbdare, multă migală. Da, da. Și m-a ajutat foarte mult că m-am liniștit. Da. Da. Oricum, în orice domeniu cred că este nevoie de răbdare, dar... Da, da, da. Este... Este greu să... Și eu am făcut curs și n-am făcut față. Adică la păr, da, parcă altfel am răbdare, dar la unghii n-am putut. Nu e de oricine, dar mă bucur că te-ai băgat în acest lucru, pentru că tot timpul femeile vor avea nevoie de o manicură frumoasă și pusă la punct. De moment, acum, pentru că în același timp studiez să devin asistent medical generalist. Oh, super, felicitări! Mulțumesc frumos! Iar soțul tău... Cu ce se ocupă? Ține evidența pe internet, de acasă, la o firmă. Mm-hmm. Și rest, așa. E bine că... Prin gospodărie, cu ce e de făcut. Tot timpul e ceva de făcut. Bineînțeles, la casă, întotdeauna sunt lucruri de făcut. Niciodată nu se termină treaba. E bine că ați reușit totuși să renunțați la confortul și nivelul de trai, probabil mult mai bun pe care l-aveați, pentru a fi într-un mediu care... vă poate ajuta să vă mențineți relația cu Dumnezeu. Da. Dar cum este relația cu părinții tăi? Sunt gata să ne ajute întotdeauna, sunt înțelegători și mulțumim Domnului că suntem împreună și că este alături de noi. Da. Vreau să mai ascultăm acum o melodie, te invit să ne cânti. E cu cânte. Fă-n cer privi, fă-n doinți de fel.
Pentru melodie, cum este să cânți din nou imnul creștine și să îl lauzi pe Dumnezeu cu vocea ta? Este minunat și mulțumesc Domnului că mi-a lăsat vocea, deși am fost atât de departe de El. Mă bucur să cânt din nou, dedic foarte mult timp, atât la pian cât și voce, cumva îl zăpăcesc pe soțul. Chiar, ce zice de faptul că tu cânti și ce zice de vocea ta? Este încântat. Mai cântăm și împreună. Da? Da, da. Oh, păi trebuie să-l aduci la ei cu cântec. Faceți repetiții, pregătește-le și veniți în duet. Apropo, în perioada în care, acești 10 ani în care nu ai mai frecventat biserica, tu ai mai cântat? La karaoke uneori, dar da. Bineînțeles, nu de la biserică. Da. Adică, nu te mai pus să cânti ceva muzică creștină? Nu. Deși mergeam în casa sorei mele, ea avea pian, mă încânta să mai cânt, dar totuși mă simțeam vinovată și nu stăteam prea mult timp. Da. Că deja conștiința cumva lucra și eu oricum în tot timpul ăsta am știut că ceea ce fac nu este bine, că cumva nu eram împlinită, îmi lipsea ceva. Dar nu puteam să iau o decizie. Da, da, da. Eram prea adânc. Da. Ce sfat ai avea pentru alți tineri care sunt atrași de lume și de toate aceste lucruri care sunt strălucitoare așa la prima vedere, însă nu ți-aduc cu adevărat împlinirea? Din ce ai trăit tu? Ai vrut să vezi cum este? Să te convingi dacă acolo ești mai fericită sau nu? Și totuși 10 ani nu e puțin. Adică chiar ai trăit altfel, complet altfel, și ai decis apoi să te reîntorci la Dumnezeu. Ce sfat ai pentru cei care vor să guste și ei din aceste lucruri? Ca sfat așa ar fi să-și evalueze viața, să stea lângă Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu, că nimic pe acest pământ nu este mai important decât El. Și exact cum spune Solomon, totul este deșertăciune și goană după vânt. Nu rămânem cu nimic și tot ce e mai frumos este lângă Dumnezeu. Când nu eram lângă Dumnezeu, nu aveam nici liniște, nici familie, nici stabilitate. Eram așa. Dar acum lângă Dumnezeu le-am pe toate și mulțumesc pentru tot ce ne oferă zi de zi. Poate sunt alții care au fost și ei odată, au cunoscut iubirea lui Dumnezeu, depărtându-se, se simt atât de vinovați, încât cred că nu mai au nicio șansă. Dumnezeu n-ar mai putea ierta păcatele lor și ce au făcut. Ce sfat ai pentru ei? Sau ce
gândești tu despre acest lucru pentru oamenii care nu se gândesc că oricum nu mai are cum să ierte Dumnezeu? Dumnezeu este creatorul nostru, este Tatăl nostru. El ne așteaptă cu brațele deschise întotdeauna. El își caută oile pierdute, într-adevăr. Este bun, îndurător, milos. El ne iartă. În mintea noastră se întâmplă lucrul ăsta, să ne simțim atât de vinovați că avem impresia că nu o să reușim. Dar la Dumnezeu este totul posibil. Și să meargă cu încredere și, bineînțeles, rugăciunea are un rol impresionant. Aș da așa ca și sfat familiile tuturor celor care sunt un pic atrași poate de lucrurile acestea sau departe de Dumnezeu, să nu înceteze niciun moment să creadă că rugăciunea poate avea efect asupra lor și ei se pot întoarce. Da, are mare putere rugăciunea. Care sunt următoarele planuri pentru tine, pentru familia ta, muzical vorbind? Ți-ai propus să mai, nu știu, să te gândești la un CD făcut acum, după 30 de ani? Sincer, ne-am stabilit de aproape 4 ani aici în România, însă am cântat în comunitățile din împrejurim, să spun așa. Nu am... Mai fost încă la mare eveniment sau nu mai preluat așa? Încă nu m-am gândit la asta, dar sunt deschisă la propuneri. Da, eu cred că talentul tău trebuie dezvoltat mai mult, sincer. Pentru că ai o voce foarte frumoasă, curată și plăcută. Trebuie să audă mai mulți oameni. E minunat că te implici acolo unde locuiești și ajuți comunitatea și faceți multe activități. E important să ai oameni de bază care se implică. Dar vocea ta trebuie să ajungă la și mai mulți oameni. Și sper să faci ceva în acest sens. Eu te susțin. Doamne ajută. Mulțumesc frumos. De asemenea, pe plan personal, ai o frumoasă veste, dacă vrei să ne împărtășești și nouă, pentru că viața familiei tale se va schimba foarte mult. Da. Dumnezeu ne-a binecuvântat și nu vom mai fi doar doi, vom fi trei. Ce frumos. Mă emoționez pentru că știu cum a fost pentru mine vestea asta când am aflat că vom avea un copilaș și este un moment atât de frumos în viață pe care Dumnezeu lasă să vedem așa o frântură din dragostea lui ca tată pentru noi copii și în relația cu copilul nostru o să simțim ceva din această iubire. Cum este pentru tine să te mentalizezi că vei deveni mamă? Sunt prea la început, doar ce am aflat vestea. Va fi o experiență nouă, un drum nou, dar cu siguranță Domnul ne va ajuta, pentru că am un soț minunat care mă ajută și mă sprijină și suntem o bună echipă. Este chiar un ajutor potrivit pentru mine și cu siguranță vom face față tuturor provocărilor care ne vor sta în cale. V-ați gândit așa sau n-ați avut încă timp la un nume, dacă e fată, dacă e băiat? Nu. Ne-am întrebat unul pe celălalt ce ne-ar plăcea să fie și amândoi i-am spus cumva în același timp să fie sănătos. Ce o fi, să fie sănătos. Vom aștepta. Mai aștepta să vedem cum decur lucrurile. Încă nu ne-am gândit și la nume și la... Da. E timp. Adevărul că, deși pare banală expresia asta, să fie sănătos, Doamne, cât de importantă este. Cred că este cel mai important să fie sănătos. Pentru că cunosc familii care au probleme cu copilașii născuți și este atât de dureros să vezi un copil căruia nici măcar nu poate să-i găsești sursa problemelor sau de ce nu se dezvoltă sau de ce are anumite întârzieri și... sau la naștere s-a întâmplat ceva. Este așa de trist. În calitate de părinte nu poți să faci nimic decât să speri la o minune. Așa că da, e atât de important să fie sănătos și să fie tot în regulă, că restul se aranjează de la sine. Ce fel de părinți v-ați gândit că veți vrea să fiți? Nu știu, părinți stricți sau părinți mai permisivi? Cum vă imaginați? Așa când discuți tu cu Lucian. Da, o să încercăm să... să fim cât se poate de responsabili, să devenim mai maturi,
că deja oarecum ne obișnuisem amândoi, copilăream. Da, da. Și acum deja lucrurile se schimbă. Dar cred că transformarea vine așa ușor, ușor. Da. E bine că sunt 9 luni la dispoziție să te pregătești. Timpul care avem timp. Da. Romina, mă bucur că ne-ai împărtășit această veste și urmărim cum se vor petrece lucrurile. De-abia așteptăm să-l cunoaștem și noi pe micuțul vostru copilaș. Și Dumnezeu să vă dea înțelepciune cum să-l educați, cum să-l creșteți, să fie cât mai bine. Ai văzut și tu ce înseamnă rugăciunea unei mame, da. Puterea ei și cu siguranță vei fi tu acum în acel rol în care să te rogi pentru copilul tău și să vrei să rămână aproape de Dumnezeu, orice ar fi. Așa este. Te ascultăm cu mare drag și în ultima piesă pe care ne-o vei cânta și chiar îmi doresc să te aud mai des. Te mai așteptăm și pe la București, prin biserici să cânți și pe YouTube să lansezi ceva curând. Este o provocare pe care ți-o lansez public. Doamne ajută! Dragii mei, aici se încheie emisiunea din această seară. Îi mulțumim invitatei mele, Romina Stănculea, pentru deschiderea pe care a avut-o. Nu este ușor să vorbești despre momentele mai grele sau de rătăcire pe care le avem, însă cu siguranță avem de învățat din experiența ei și putem trage concluzia că alături de Dumnezeu este cel mai bine și este bine să menținem această relație pentru că vom avea o viață fericită, echilibrată și astfel putem să beneficiem și de mântuire. În încheiere vom asculta o melodie interpretată de Romina și vă invit și vinerea viitoare să fiți alături de noi la ora 20. La revedere! E cu cânte. Peace.
emisiune realizată de A7 TV în coproducție cu asociația Maurer for You.